Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, începe recensământul rasist al berzelor albe, numai albe, care se întâmplă odată la 10 ani. Ăștia doi sunt terorizați, nu mai poți să faci o glumă cu cuvintele rasist și alb, că nu râd nimic deloc, stau și se uită la mine fix. Cum ai putut să te duci în direcția asta? Nu îngădui. Nu îngăduim. Politically correct. Cei mai politically correct, colegi ver. Recensământul internațional se întâmplă odată la 10 ani, să știți că se face de 80 de ani încoace. Serios? Da. Și există o aplicație care se cheamă chiar așa, Uite Barza, pe care puteți să o descărcați și unde puteți să raportați cuiburi de berze. Berze, acolo unde le vedeți, vă localizează frumos. Și vreau să spun că dacă ai, mă rog, ai timp și posibilitatea să apeși pe segmentul cuiburi în jurul meu, ceea ce eu evident că am făcut, să văd ce se întâmplă. Și îți deschide site. Da. Și îți arată Bucureștiul, nu o să-ți vină să crezi, dragă Luca, miliarde de la cuiburi, prima vedere sunt cel puțin 20-30 de cuiburi de bază în București, unele foarte aproape de centru, raportate în sectorul 1, în sectorul 2, lângă Mega Mall ai ceva, un cuib de barză, mi se pare uluitor. Ai câmpuri pe acolo sau ciugulesc de pe lângă piața Obor un mititel care vin la mici, iar n-am văzut pe jos barză la mine în sector. Da. Până acum. Și pe mine mă miră, dar mă rog, sunt pescăruși, sunt alte naripate. Sunt niște, evident, porumbei. Dar nu se face și o aplicație de asta cu porumbei? Sunt o situație de confuzie în care au raportat pescăruși care de fapt păreau barză. Da. Păreau mai mari. Am văzut, era o barză, frate, cu are un cioc cu galben, nu. Da, da. Vine și fură și aorma în fiecare zi de la noi de pe masă. Și e foarte gălăgioasă. Da. Sunt multe cuiburi de barză. Socrii mei stau în Călăraș și de fiecare dată când mergem vara încolo spre Călăraș, ieșim pe la Lehliu, unde e o cârciumă foarte bună, unde vă reamintesc că n-am ajuns, am înțeles că au o supă cremă de usturoi picant acolo, care trebuie încercată negreșit. Și pe drumul prin sate, prin satul Mihai Viteazu, Vlad Țepeș, prin satul Vișini, există satul Vișini. Vișini? Nu, Vișini? Vișini, cu doi. De fapt e Vișini. Nu, e cu doi. A, cu doi? Vișini. Da. Sunt cuiburi de barză, foarte multe, pe stâlpi. Și Vișini sau Vișini? Este cu doi. Deci nu articula... e Vișini, că e diavolii Vișini, noi știm de la fotbal. Nu, e la... diavol Vișini. La fotbal este diavol Vișini. Da. La... depinde cum pui accentul. Vișini. Vișini sau Vișini. Eu cred că se referă la faptul că erau copăcei arborii numiți Vișin, fiind mai mulți, erau Vișini. Dar poate e un sat de rapidiști. Dântat în fiu și și-au zis așa. Păi nu, cum am plecat noi de la Berze și am ajuns la rapidiști? Ar fi trebuit să aibă trei I. Să fie Vișini. Înțelegi cum era la tine? Păi da, nu, dar n-au cum că în principiu ei nu pun toate I-urile. Da, deci cum zici că se cheamă aplicația Uite Barza, nu? Uite Barza se cheamă. Și găsești cuiburi în jurul tău. Nu, raportezi și găsești, dar raportezi cum ai văzut un cuib. De ce ai raporta? Pentru că particip la un efort internațional, pentru că berzele sunt păsări foarte simpatizate, care arată și sănătatea mediului. Cum adică de ce ai participat? Îți dă ceva, vreun premiu, vreo tombolă? Nu, nu te plătește nimeni pentru asta. Te simți tu bine. Ai făcut... Te simți responsabil. Da. Mie aplicația asta înseamnă cu altă aplicație. Uite mă frate, uite de aia nu progresam. Păi dacă ar fi să raportăm toate speciile, îți dai seama câtă treabă am avea? Păi da, da. Sunt multe începe... simpatice, zici pisici simpatice, porumbei sunt simpatizați de unii, pescărușii, graurii, merla. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.